Oamenii frumoși au succes, au mari șanse de a obține jobul pe care și-l doresc, de a-și construi o carieră reușită sau de a avea o viață personală armonioasă. De ce? Pentru simplul motiv că au încredere în propriile forțe. Sentimentul încrederii în sine este primul pas spre succes. Este frumusețea o condiție pentru a avea succes? Iată o întrebare la care psihologii răspund nuanțat. Îi spun că aspectul fizic este important, dar nu este suficient. Cert este însă că în societatea actuală, frumusețea e la mare preț. Începând de pe băncile școlii până la campaniile publicitare, este promovată imaginea frumuseții. Orice reclamă, orice spot publicitar, orice afiș de la colț de stradă are în centru o femeie cu un ten perfect sau un bărbat cu trăsături de invidiat. Fizicul ne ajută să deschidem porți, însă psihicul, inteligența și personalitatea fiecărui individ construiesc cu adevărat relațiile și te fac să excelezi cu adevărat. Bineînțeles, frumusețea facilitează și integrarea mai ușoară în comunitate și implicit pe piața de muncă, deoarece este importantă imaginea și completează prestanța fiecărei persoane. Psihologii susțin că persoanelor cu trăsături fizice frumoase le sunt atribuite la prima vedere unele calități: inteligență, onestitate, capacitate de a construi un proiect sau de a conduce o echipă și alte competențe. Prin urmare, este clar faptul că răspunsul la întrebarea care stă pe buzele tuturor este da. Frumusețea reprezintă un atu de cele mai multe ori și poate fi considerat un as în mânecă.